astronauții sunt catalogați drept unii dintre cei mai bine pregătiți angajați la locul de muncă. Pregătirea unui astronaut pentru a-și atinge apogeul și a reuși să facă parte dintr-o misiune de explorare spațială este lungă, iar oficialii companiilor aerospațiale se asigură că recrutează cele mai bune persoane pentru a nu se produce accidente. Din punct de vedere fizic, psihic și tehnic, un astronaut trebuie să nu se abată niciodată de la perfecțiune. Însă să nu uităm faptul că nu sunt supereroi, și totuși persoanele suficient de ambițioase care reușesc să îndeplinească toate cerințele necesare și să facă parte din echipele de explorare spațială se vor lovi foarte curând de protocoale foarte stricte. Orice mișcare greșită în spațiu poate fi fatală, iar oficialii responsabili de misiuni nu pot permite să se producă astfel de greșeli. Astfel, până și activitățile care pe Pământ sunt banale în viața de zi cu zi, reprezintă un deosebit pericol în spațiu. Astronauții au un cod foarte strict care trebuie respectat, iar unele activități sunt interzise în acest cod, altele fiind constrânse de anumite reguli pentru a fi îndeplinite. Mâncatul. Ce experiență ar putea întrece savurarea unui burger în timp ce privești pământul din spațiu? Din nefericire, acest lucru nu este posibil, iar astronauții sunt nevoiți să respecte reguli stricte cu privire la alimentația din cadrul misiunilor spațiale. În ziua de astăzi, mâncarea reprezintă încă o problemă care intră în lista călătoriilor spațiale lungi, atât din motive practice cât și din motive logistice. În spațiu, alimentele trebuie să aibă un termen de valabilitate destul de lung, pentru că niciodată nu știm ce se poate întâmpla, iar hrana este inexistentă acolo și de asemenea trebuie să respecte niște reguli de siguranță pentru a nu răni astronauții. Spre exemplu, astronauții trebuie să se ferească de pâine. Chiar dacă integritatea structurală este în regulă și chiar și termenul de valabilitate, pâinea poate lăsa sute de fermituri care mai târziu vor pluti și pot duce la situații neplăcute. În cadrul misiunii Gemini 3, prima misiune cu astronauți din cadrul programului Gemini, John Young a decis să ascundă un sandwich cu carne de vită la bordul capsulei. Acesta a făcut greșeala de a păstra sandvișul în buzunar, iar acesta s-a descompus și rupt în foarte multe bucăți. Analog, condimentele se descompun în același mod, iar pericolul de a pătrunde în ochii astronauților este foarte mare. Deci, ce consumă astronauții? Ei bine, aceștia consumă niște lucruri care cu siguranță nu ar fi preferatele lor pe pământ. Legumele precum spanacul vin în ambalaje sigilate sub vid, iar astronauții trebuie să le atașeze la un distribuitor de apă și să umple punga până când spanacul uscat se transformă în ceva vag asemănător alimentelor comestibile. Similar se întâmplă și cu alte legume, fructe lactate care sunt fie congelate, uscate, conservate sau concentrate. De asemenea, astronauții trec prin niște schimbări fiziologice foarte complexe, întrucât fluidele urcă în sus în loc să curgă în jos spre picioare. Astfel, astronauții experimentează o diminuare a gustului și mirosului și tânjesc adesea la mâncăruri picante, foarte sărate și condimentate, pe care cu siguranță nu le-ar consuma acasă. Însă acest lucru se întâmplă doar din dorința de a simți un gust familiar. Când vine vorba de băuturi, astronauții nu au parte nici măcar de băuturi carbogazoase. Astfel de băuturi, datorită condițiilor de gravitație zero, prezintă proprietăți diferite comparativ cu Tera. Spre exemplu, bulele de dioxid de carbon rămân în lichid în loc să fie liberate ca gaz la deschiderea sticlei, lucru care se soldează cu un puternic disconfort digestiv al astronauților. Astronauților le este interzis chiar și consumarea unor băuturi alcoolice slabe, precum o bere. Totuși este de înțeles faptul că piloții unor construcții foarte mari de metal în valoare de sute de miliarde de dolari care navighează printr-un mediu total nou să fie la capacitatea maximă de luciditate. La urma urmei, cum v-ați simți dacă șoferul dumneavoastră de taxi și-ar deschide o doză de bere în timpul cursei? Regulile sunt așa de stricte încât astronauților nu le este permis să folosească nici măcar produse care conțin alcool, cum ar fi aftershave-ul, parfumul sau apa de gură. Igiena Așa cum am stabilit deja, este foarte important ca astronauții să aibă o stare de spirit bună, iar acest lucru se traduce adesea și prin igienă și felul în care aceștia arată. Plecând de la lucrurile cele mai simple, spălatul pe mâini se dovedește a fi diferit față de ceea ce noi cunoaștem. Aceștia sunt nevoiți să folosească niște pungi care conțin apă presăpunită și prin intermediul unor paie reușesc să scoată lichidul din aceste pungi. În continuare, ei întind lichidul până consideră că au eliminat murdăria, iar uscarea se face în condiții normale ca pe pământ. Lucrurile devin ceva mai ciudate atunci când astronauții decid să se tundă sau să se bărbirească. Astfel, ei sunt nevoiți să folosească un instrument special de tuns care este atașat la un aspirator. Nimeni nu își dorește fire mici de păr care să plutească în interiorul capsulei, iar acest aspirator previne această problemă. Când vorbim de duș, vom vedea că lucrurile sunt destul de similare cu spălatul pe mâini. Astronauții se folosesc de aceleași pungi menționate anterior și de șampon care nu necesită clătire, făcând așa numitele băi cu burete. Activitatea fizică Deși majoritatea astronauților au un program foarte bine definit de activitate fizică de două ore și jumătate pe zi timp de 6 zile pe săptămână, exercițiile și felul în care aceștia sunt nevoiți să utilizeze aparatele sunt foarte diferite, Corpurile astronauților, la fel ca și ale noastre, nu sunt total pregătite pentru a se afla în spațiu, iar lipsa activității fizice poate avea efecte neplăcute asupra organismului. Așadar, la gravitație zero, astronauții au posibilitatea de a lucra pe anumite aparate concepute special pentru ei. Spre exemplu, bicicleta pe care o cunoaștem din toate sălile de sport este ajustată nevoilor speciale din spațiu. Așadar, această bicicletă nu prezintă șezut, întrucât astronautul nu ar putea oricum să stea pe aceasta. În schimb, această bicicletă este dotată cu un spătar, dar și cu mânere de prindere care se folosesc atunci când astronautul își îndreaptă picioarele. De asemenea, și banda de alergat a fost îmbunătățită. Astronauții se văd nevoiți să se lege de bandă cu un ham și chiar și cu cabluri, în așa fel încât să rămână în contact pe tot parcursul exercițiilor, întrucât atunci când te lovești de ceva în spațiu, există tendința de îndepărtare față de acel obiect. Nu în ultimul rând, aparatul de ridicat greutăți este și el ajustat pentru că ridicarea greutăților într-un mediu fără greutate ar fi pur și simplu inutilă. Așadar, această mașinărie a fost ajustată de ingineri și folosește două recipiente pentru a crea această greutate artificială, iar astronauții pot face genoflexiuni și multe alte exerciții. Dormitul în mod normal ne-am gândit că după o zi plină de sarcini de îndeplinit, astronauții se vor așeza în niște paturi comode și ar dormi liniștiți și relaxați. Însă, așa cum bine știm, lucrurile nu se petrec astfel. Ei bine, dormitul este diferit în spațiu, neexistând sus și jos, iar totul fiind fără greutate astronauții se văd nevoi să se adapteze la niște condiții noi pentru a putea să se odihnească și astfel să nu apară halucinații și probleme de sănătate din cauza lipsei de somn. Din punct de vedere al cantității, mulți astronauți au declarat că dorm între 6 și 8 ore, însă având în vedere condițiile și mai ales sarcinile pe care le-au de îndeplinit, pragul de 8 ore este atins destul de rar. Totuși, Chris Hatfield descrie în cartea sa somnul imponderabil al microgravitației ca un tip cu totul nou de confortabil. Fără gravitația care te împinge în jos, întregul corp este perfect relaxat. Spațiile de dormit sunt foarte bine ventilate, întrucât, din cauza lipsei de gravitație, astronauții se pot trezi din cauza lipsei de aer. Deoarece dioxidul de carbon expirat poate atârna în aer, formând bule în jurul capului lor. Concluzie o zi din viața unui astronaut reprezintă ceva ce cu siguranță nu avem ocazia să vedem oriunde. Aceste persoane sunt nevoite să respecte protocoale și regulamente foarte stricte, să treacă prin condiții greu de imaginat și să își ducă la bun sfârșit misiunile, chiar dacă lucrurile sunt foarte departe de a fi confortabile doar de dragul pasiunii. Desigur, constant, inginerii încearcă să îmbunătățească și să vină cu idei noi pentru a ajunge la o aparatură cât mai ușor de folosit și de asemenea cât mai practică, bazată pe cerințele și informațiile pe care astronauții le oferă.